Să vă citesc un fragment despre bibliotecare, unul despre o fetiță, fetița unei bibliotecare, care apare în carte destul de des, este personajul meu principal, deși nu este personaj principal. Și m-am gândit să vă citesc măcar un fel de cititor, fiindcă vin foarte mulți cititori și foarte multe tipuri de cititori până la urmă. Fiindcă sunt, dacă stai un pic mai mult la bibliotecă, de fapt, e suficient 14 zile ca să scrie un roman. Vezi că cititorii sunt tipuri, de fapt. Sunt unii care citesc numai așa, unii așa, unii care se poartă numai așa și așa mai departe. Eu am văzut biblioteca aia ca pe România. Mi s-a părut exact un simbol al țării, în care încercam să-mi găsesc un loc de muncă venind de la București, la Brașov și stabilindu-mă aici. Este subsolul pe care nu știe cititorii, n-au habar că există o viață acolo adevărată, în subsol, cu oameni care muncesc, cu oameni care suferă, oameni care trăiesc, oameni care pot să facă orice acolo, subsol, și că e mai mare decât sus, sau e exact la fel de mare ca și sus. Mai există sus, unde cititorul vede tot ce se întâmplă, comandă cartea și o ia, și mai există acoperișul, rușiterea, o expresie asta, crâșa. Crâșa este ăla de sus, pe care nu-l vezi aproape niciodată, directorul și șmecherul. Așa e și în România, așa e și în cartea asta. Și ieșirea din bibliotecă se face, cum s-a spus deja, prin mail, prin telefon, prin scrisori. Cam asta era faza cu cartea asta pe scurt. Să vă citesc de două fragmente. Deși mi-e sunt de greu să țin și microfonul așa. Au fost câțiva prieteni și la București și la FanFest la lansare, care vin la Cenaclu de obicei aici și mi-a zis, mi-a sugerat Anto, prietenul lui Flavius, a zis că ce mișto a fost la FanFest, fiindcă microfonul te inhibă. Când asta nu, dar pur și simplu trebuie să-l țin, din cauza asta e o problemă. A fost mișto la FanFest, am fost fără microfon de ea.